Să începe și problema, de aceea... Se dau cifrele. 1, 3, 4 și 6. Deci avem la dispoziție cifrele. 1, 3, 3 4, 4 și 6. Asta se începe. Da. Ele pot fi folosite o singură dată, dar trebuie folosite toate pentru a obține numărul 24. Deci o singură dată. O singură dată, n-ai voie să-l pui de două, trei duble. Da. Pentru a ajunge la această soluție, trebuie să folosiți oricare dintre cele patru operații aritmetice elementare. Adunare, scădere, mulțire, împărțire. Nu e obligatoriu să le folosiți pe toate. Deci, practic, o dată, profesor, avem gen, să le așezăm noi, oricum, să punem paranteze, să punem din astea, că nu ne spune. Da. Și să punem toate... Să obține 24. 24. Suma calculului să rezulte 24. 24. Da? Deci, se dau cifrele 1, 3, 4, 6. Ele pot fi folosite o singură dată, dar trebuie folosite toate pentru a obține 24. Pentru a ajunge la această... Pentru a ajunge la această soluție, trebuie să folosiți oricare dintre cele patru operații aritmetice elementare. Plus, minus, împărțit, ori. Nu e obligatoriu să le folosiți pe toate. Pe toate operațiile. Da. Adică plus, minus... Păi 6 în 4 deja ne... Numai numerele trebuie toate folosim. De... 4 numere, da. Nu folosim. Deci 6 în 4 deja. Și 24. Stai puțin, am o idee în cap și trebuie să... Faceți 3 ori, paranteză, 6 plus 1, plus 4 și ne dă 25. N-am voie să repetăm numerele, nu? Nu, nu. A, nu, corect. Oh my gosh. Am făcut cu 23, cu 25, dar cu 24. Ia, trebuie să reușim. De ce-i viața cu rudă? Nu-s de olimpiadă, dar ai zis că e ușor. Am zis ceva în trecut. Acum e prezentul. Îți pare rău că ai zis. Da. Păi, toți gândim la asta, nu? Și prietenii noștri care se uită acum, gândesc la ea? Știu! Zi! 3 ori 6 la nu, stai, nu-i bun. Șase împărțit. Taci! Niciun împărțit. Ce șase împărțit bisezi tu acolo? Ca o paranteză. Nu-i bun! Nu depășește. Vă rog frumos. Maestrul se gândește. Gândește, dar e cu fracții. Taci, că nu ești un bun la fracții. Acum știi la fracții? Nu te învăța chiar tot. Da. Ce să fac? În distracție se vor fi împărțire. Trebuie neapărat așa să împărțim. Da. La o paranteză. Da.
Adică șase părți că nu ne dă. La o paranteză am zis. Păi dar șase părți la o paranteză mama ne dă sub șase. Da, dar la o paranteză 1 minus 3 pe 4. Și dă? Păi 1 minus 3 nu merge. Așa, ia să vezi cum merge. Asta e greuță, mi se pare mie. Păi dacă împărțim la ceva, dacă își greșeam să ne împărțim la ceva, ne dau un număr mai mic. Ia să vedem ce spune mama, să mă încercăm să urmăriți și să vă înțelegem la 6, zice, împărțit la 1 minus 3 pe 4. 1 minus 3 pe 3. Da. Le-am folosit pe toate odată. Am folosit și operațiile aritmetice. Dar nu ne spune că putem să folosim fracția. Nu. Dar... Fracția tot împărțit înseamnă. O secundă. Dar hai să înțelegem așa. 6 împărțit la... 1 și împărțit la 1 6 împărțit la 1 6 cum să zic eu, la împărțit la 6 împărțit la 1 6 așteaptă să zică domn profesor că tu nu știi să faci 6 împărțit la 1 împărțit la 4 cam așa, da 6 împărțit la 4 și nu se poate păi nu, împărțit la 1 împărțit la 4 și 1 împărțit la 4 4 nu, 1 împărțit la 4 un întreg uite așa, un întreg împărțit la 4 da? 1, 2, 3, 4 înseamnă o singură bucățică de asta adică un sfert așa, da? Deci un sfert înseamnă și 6 împărțit la sfertul acela dă 24. E greu de tradus pentru ea. Nu știi acum că o răstori. Ori e 1 de 4 răstornat. Da. Dar nu puteți să-i zicem, domn profesor. Poate nu îmi spune că mă amintești. Ba nu, e foarte simplu. Ba nu. Dacă te învață, domn profesor. Hai să încercăm un pic, Daria. Cum se începe? Noi am început un pic. Trebuie să mă duc la operație cu fracții. Hai să încercăm așa. Ba da! Ascultă-mă, că noi nu e nicio frimă. Și tu știi, poți, ai ești la... Mâine o să vezi că ți-e mare, de mare folos. Exact, ai capacitate, de ce nu? Hai! Nu, de ce? Dacă nu ochii lăcrimează, nu o mai fac. Păi n-ai făcut-o, mamă, cu domn profesor, 1 pe 4 plus 3 pe 4 egal cu 4 pe 4 și egal un întreg? Ba da! Păi, stai de acolo, cred că ești de acolo, ne jucăm. Da, ne jucăm acum. Nu, nu, toată ora fac asta. Exact. Deci, până la sfârșit, vreau să te învăț cum se operează cu fracțiile. Și tu nu știi că te-a învățat, domn profesor. Știi, ia să vedem, îți mai aduce aminte? Da, hai, ia să vedem. Hai, pornim în ceva. Ia, ridică scapul. 3 pe 4 egal cu 1 pe 4. Ia să vedem așa. Deci, spuneam așa, 1 pe 2, da, 1 pe 2, dar ea, fără să fii supărată. Să vezi numai bucuria asta că descoperi lucruri pe care alții nu le știu. Corect. 1 pe 2 înseamnă o jumătate din un întreg, nu? Corect. N-a făcut un profesor cu creta? Așa. Deci 1 pe 2. Nu mai merge. Nu mai merge. Nu-i mic, auzit de mama creta. Noi împreună am vorbit. 1 pe 2. Înseamnă... 2 segmente. Adică... Care adică capul? 2 segmente și eu iau 1. Așa. Înseamnă... Deci, segmentul ăla e cam 1 pe... Fost întâi și ai luat jumătate. Deci 1 pe 2 înseamnă fiecare segment în parte. Valoarea... Prin 1 pe 2 reprezint jumătate de măr. Da? Adică prin 1 pe 2, cele două jumătăți? Sunt două jumătăți de ale întregului. Corect. Așa. Dar tot de bine, totodată de bine înseamnă și 2 pe 4, ai spus tu. Împărțim prin 2. Mulțim cu 2 și sus și jos, da? 2 pe 3. Deci 1 pe 2. 3 pe 6. Ai zis tu. 2 pe 3. Sau poate 3 și 6. 3 pe 6. Care va fi egal cu 3 pe 6. Și cum ai cine? Cu 4 pe 8. Perfect. Hai, mai dăm un exemplu. Ia mai zi. Cu cine? Cu 5 pe 10. 5 pe 10? Bravo! Deci tot aia ești. Mai dăm, mai dăm, mai dăm. Cu 6 pe 12. Da.
7 pe 14. Și așa mai departe. Cu 50 pe 100. Corect, da. Asta înseamnă jumătate. Deci pe reprezentarea asta, prin 1 pe 2, înțeleg oricare din acestea. După nevoi. Acum, ce înseamnă să adun o doime plus o doime? Ia să vedem, Daria. Păi 1 pe 2 plus 1 pe 2 e 2 pe 2. Adică o jumătate de măr și o jumătate de măr fac un măr întreg, da? Ai spus 2 pe 2, iar 2 împărțit la 2 face 1. 1 întreg. Tocmai 1, în măr întreg. Da. Și tu cum ai zis aici 2 pe 2? Ai zis 1 plus 1, nu? Da. Da. Ei bine, asta e și regula când au aceeași numitor. Deci poți să spui egal cu 1 plus 1 pe 2 și egal cu 1. Cu alte cuvinte, când ai, parcă așa sumește, ăsta de jos se numește numitor și ăla se numește numărător. Da, traduce aminte, Daria. Asta ai făcut. Da. Ce înseamnă 3 șeptimi, te rog? Ce înțelegi tu prin 3 șeptimi? 7. Da, da. Că avem 7 segmente și eu am la 4. Am luat 3. Da, am la 3. Deci ăsta de jos, numitorul, spune câte părți împartă am 7 portocale și eu am la 3. Nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, portocala e împărțită în 7. Ah, da, portocala e împărțită în 7 și am la 3. Deci asta înseamnă că întregul e împărțit în 7 și e luat 3 din acela, da? 3 părți. Așa. Ce înseamnă 5 pe 8? 5 pe 8. Avem un măr. Întregul e împărțit în 8 bucăți, da? Și am luat 5. E luat 5 părți. Ia să vedem cât face 5 pe 8 plus 1 pe 4. Ești trist acum, nu? Nu mai are același numitor. Nu are același numitor. Cum să facă? Mi s-a aducea minte cu simplificat și amplificat că ți-ai explicat un problem. 1 pe 4, 1 pe 4 îl poți vedea, îl luăm deoparte. 1 pe 4. Poți să spui că este egal cu? 2 pe cât? 2 pe 8. 2 pe 8? Ia uite, ne convine mai mult să punem 2 pe 8. Și l-ai adus pe 1 pe 4 care era trist să fii fericit. Dar 2 pe 8 plus 5 pe 8? Da. Rog de 1 deci pe 4 pui 2 pe 8, mă. 5 pe 8 plus 2 pe 8. E tot 1 pe 4, 2 pe 8. Ai tot același lucru. De ce e egal în scris? Și face 5 cu 2? 7 pe 8. 7 pe 8. 7 pe 8. 7 pe 8. Deci nu trebuie să fii supărată când nu au aceeași numitor. M-ai întrebat atât de trecut, ce mă fac când nu au aceeași numitor? Asta-i. Dar noi avem tehnica asta, că putem mulți și numărătorul și numitorul cu același număr și ajung acolo. Cât face Daria? 3 pe 3 pe 10 plus 1 plus 1 pe 5. 3 pe 10 plus 1 pe 5. Păi va fi egal cu 3 pe 10. Da. Plus 2 pe 10. Bravo! Plus 2 pe 10. Va fi egal cu 5 pe 10. Oh. Și 5 pe 10, Daria, n-aș putea să simplific și sus și jos cu 5? 5? Da, da. Și ce înseamnă 5 pe 10? Ia uite, mi-a pus sus colo aia. 5 pe 10 este... De fapt e? Egal cu 1 pe 2. Exact! Vai, ce fain e matematica asta. Da? Deci am învățat acum să adunăm și două fracții care sunt... Cu numitori diferiți. Numitori diferiți. Nu? 5 pe 10 înseamnă 1 pe 2. Deci rezultatul adunării la 3 zecimi și cu o cincimi este 1 pe 2. Excelent! Deci da, da. Deci se poate face treaba asta cu foarte multe ușurință. Nu, nu ne place să lăsăm 5 pe 10 niciodată. Simplificăm, dacă putem. Simplificăm, adică ne întoarcem de unde o pornit ea. O facem, o simplificăm până când nu se mai poate. Da. O așezăm în forma în care se cheamă ireductibil, adică nu se mai poate simplifica. Da. Așa în gheață. Asta înseamnă că le puteți și scădea, domn profesor, fracțiile astea? Ia să vedem, da. Cred că da. Ia să încercăm pe asta. 3 pe 10 minus 1 pe 5. Opa, cu minus. Este egal cu 3 pe 10. Da. Minus 2 pe 10. Minus 2 pe 10. Nu, 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 10. Deci am adunat, a dat 1 pe 2, când le-am scăzut, a dat 1 pe 10.
Mai poți simplifica la asta? Da. Păi nu. Prin cât? 1 pe 10? Nu mai are nicio șansă. Da. Numărătorul și numitorul trebuie să aibă un număr la care se parte. Cum a fost aici 5 pe 10. Păi, aaa. Da? Prin 5. Și ăla de sus și ăla pe jos. Și 10 împărțit la 5 a dat 2 jos anumitor. Dar aici nu mai e. E reductibil. Aici așa îngheață. Hai să facem un alt exercițiu. Cât fac, să spunem, 3 pe 8 plus 1 pe 2 3 pe 8 plus 1 pe 2 minus 1 pe 4. Minus? Da. 3 fracțiuni, domnul profesor. Ia să complicăm noi lucrurile. Deci 3 pe 8 plus 1 pe 2 minus 1 pe 4. Uite, și eu ceream. Pot, am și șters echivalențele astea pe ei. Prea mai ești. Aoleu, iartă-mă. Este egal cu... 8 e bun, stă liniștit. E mare, e puternic. Este egal cu 3 pe 8. Da. Plus... 8 jos? 2 pe 8. Păi am 1 pe 2. Pe... Și sus și jos cu același lucru. Cu cât să amplificăm? 4 pe 8. Cu 4 pe 8. Amplificăm. Și o să fie plus 4 pe 8. 4 pe 8. Minus 1 pe 4. Aia, păi, dar am vreau tot pe 8. Și pe el, minus 2 pe 8. Minus 2 pe 8. Minus 2 pe 8. 2 pe 8. Și egal mai departe. Și este egal cu 7 pe 8. Corect. Da. Minus 2 pe 8. Minus 2 pe 8. Și egal cu 5 pe 8. Se mai simplifică sau e ireductibilă? Adică nu se mai împarte la nimic? Nu se mai împarte. Mai ce faci? Ireductibilă, zic eu, profesor. Ireductibilă. Ai învățat ceva. Ireductibilă. Nu se mai poate simplifică. Hai să dai jos pe mis. De des o preparatez. Nu se mai poate simplifica. Asta înseamnă ireductibilă. Nu se mai poate simplifica. Ireductibilă. Nu se mai poate simplifica. Acum o să vadă niște numai eu știu fracții. Așa. Bun. Cât face așa? Iată să vezi. 7 pe... Asta mai am ceva de scris. Nu se mai poate simplifica, da? 7 pe 5. Îmi dați mai multe? Nu. Hai să vedem. 7 pe 5 plus 3 pe 4. Atâta? Atât. Da. Atâta vreau să spun. Este egal cu 7 pe 5 plus 4 pe 5. 4 pe 5? Cum ai făcut 4 pe 5? Ai donat-o în 1 sus și jos? Numai la mulțire? Specherea asta să nu mai făcui. Nu se poate așa. Nu mai să mulțesc sau să împarți atât? Deci, oare să mulțesc amândoi cu același lucru? Nu că unul e... Da, știu. Zi. Amplificăm sau îl simplificăm, cum se numește, la înmulțire. Da, amplificăm. Îl amplificăm pe primul cu 4 și pe al doilea cu 5. Excelent. Că 5 ori 4, 24, 5 ori 20. Bravo! Și asta înseamnă... Și asta înseamnă... Stați puțin că am pus la o simplificare acolo. Acum punem linia de fracții și punem numitorul comun 20. Și va fi egal 4 ori 7, 28. 28 pe 20. Așa. Plus 15. Da. Pe 20. Da. Este egal cu... Așa. 43 pe 20. 43 pe 20. Ireductibilă. Da. Alo? Excelent. Bravo, mama. Bravo, băiatule. Yeah. Bravo. Salut, Robert. Așa, de la Sighetă, cu chestia cu... Eu sunt într-o oră de matematică acum. Da. Știi ce te rog eu? Dacă poți să revin mâine dimineață, că sunt sigur liber. Ca să mai... Da? Bine, mulțumesc. Dacă ai copii, cunoștințe, să se uite acum la Profumant TV și sunt în direct la lecția asta. Bine, la revedere. Bravo, bravo, uite. N-am crezut că te duce nici. Deci, aici este cât 30, 40, 3 pe 20. Pe 20. Gata, nu o să mai faci pentru ca să vede. E ok. Așa îngheță.
Aici să știi că ai făcut lucru spectaculos. Eu mă gândeam azi, gata, am prins-o, că o să la te-a gândit la 20. Vezi? 20. E, da, tu ai sezat. Mă, cu cât să lămurțesc pe ăsta și pe altul la fel, cât să fie la fel ăștia. Nu se poate altfel decât ăștia 40 și 5. Foarte bine. 4 pe 5. Da? Deci, minunat a fost. Dar acum să-ți mai dau din nou. Mai dați o fiecare. Da. Știi, aici mai este un lucru. Puteai să scrii deodată un singur numitor. Poate ca o linie de franție, timp. E pe 20. Și 28 plus 15. Da. Așa, 20 da. Și 28 plus 15. Asta e practica, ca să nu scriu și asta și te place plus în 3. Am învățat. Da? Deci, da. E foarte bine. Știu și așa. Cât face, iată să vedem ce, 7 pe 6 plus 3 pe 10. M-am prins! Ia să vedem. Egal cu? De prima mă amplificăm cu 10. Foarte bine. Și pe a doua cu 6. Din nou am pus amplificare la 2. Da, sigur. Și pe a doua cu 6. Da. Și atunci avem, faceți o linie mare. Așa. Punem și puneți 70 plus 70 18 pe 60. Pe 60. Și va fi egal cu 88 pe 60. 88 supra 60. E reductibilă? Da. Nu. A, da. Prin 2 ar merge. Da, prin 2 merge și sus și jos. Da. Deci și numărul 2. Nu e reductibil. Ah, da, am uitat. E reductibil. Așa, da, e reductibil. Se poate. Da, mă scuzați. Prin 2. Deci se poate prin 2, da? Da. Și ne va da 4 pe 30. 44 pe 30. Da. E reductibilă? Asta, da. Nu. Se mai poate simplifica. Prin 2. Prin 2 încă o dată. Păi, aaa, da. Da, 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 da. Și ne dă 22 da. Pe 15. E reductibilă? Asta? Dacă mai frică, să mai 3 ori 5. Nu, cauți așa, 3 ori 5 și 2 ori 11. Nu e nimic comun. Nu e nimic comun, nu se mai poate. E reductibilă. E reductibilă. Am învățat. Da, da, este ireductibilă. Vine ca așa. Așa. Ce vreau să spun aici, Daria? Uite, ia loc un pic. Da? Că puteai să... Tu te-ai dus cu 10 și cu 6, dar puteai să găsești aici... mai cu 5 să amplifici aici. 30 o să fie. 30 o să nu fie, nu 60. Dar de ce? Păi uite, 30 sub 4 la 6. Da. Și 30 sub 4 la 10. Păi dar de unde să știu eu asta? Păi uite, acum spun eu. Noi căutăm pe cel mai mic număr. Cel păi mai și un număr. Da? Cel mai mic număr care se împarte exact la 6 și la... Și atunci era 88 pe 30? A, 44 pe 30. Ah. Ajungeam deodată. Ajungeam la simplificare. Ajungeam la simplificare. Dar puteam spune și 22 pe 15. Ha, nu știu, nu știu, nu, că 15 noi nu dădeam de dată. Deci, noi lucrăm cu cel mai mic ca să nu muncim prea mult și să ne iasă... Te-am scap de la pregătire. Așa. Deci, în final am pus la... Hai să facem, cum să zicem? Să zicem... sinteza zi orei, da? Da, sinteza așa. Sinteza orei. Păi am făcut probleme cu necunoscute. Cum am început? Noi ce am început acolo? Am început cu problema aia cu 3 kg. Așa. Problema am făcut-o prin segmente, nu? Și tema aia grea din da, asta. Problema aceea prin câte am făcut-o? Cu segmente. Cu segmente, parcă, da. Cu segmente, da? Deci metoda figurativă, hai să zicem așa. Da, metoda figurativă. Figurat. Am făcut la două probleme, metoda figurativă. Da. Am făcut cu necunoscute probleme, adică, da. Fracții. Ah, asta e de bază. Fracții. Fracții, fracții. Operații. Sunt fericite. Oh, ce fracții. Fracții. Îmi plac fracțiile. Da? 3. Și
Ce mai spun noi? Probleme? Vedeți că v-am luat, domn profesor? Vă spun de acum, du-ți-o la nou. Da? Să nu stricați surpriza. Așa? Am înțeles. Dragilor, cât de simpatic momentul. Deci, surioara lui Adi... Tu te faci să te arăți. A venit și v-a spus, a luat nouă. Bucuria este atât de mare în familie, că toată lumea o trăiește, da? De la mic la mare, ea este clasa a doua, parcă, nu? La clasa a doua. Deci este nemaipomenit cum cu toții au starea de bine. Pentru că atunci când nu a luat notă mai slabă, a fost mare tristețe în familie. Așa? Da? Și acum, de aceea bucuria e peste tot. Asta se întâmplă toate familiile. Deci asta vreau să vă spun. Este mai moment. Hai să zicem aici. Așa. De față la profesor de vreți. Așa. Și aici să zicem operații cu fracții, am spus. Și probleme. Probleme. Diverse. Așa, dar am înțeles, așa facem. Te nu vrei să fii șomer?